Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team Battle pentru episodul de astăzi, Pack Opening Battle, Team of the Season, so far Battle, nici nu știu cum să-l numesc. Și evident că avem și un invitat special alături de noi, avem pe X-Breaker. Salut, Domi! Salut, moșule, salut! În ce constă, de fapt, battle-ul ăsta? Am pregătit 20 de pack-uri, 90 plus player pick, 10 pe canalul meu, 10 pe canalul lui Domi. Și, practic, inițial am zis că o dăm fiecare pe contul lui și cine e pe bolan câștigă, dar am zis să schimbăm, să facem puțin diferit, să dăm un mic twist așa și domnul o să-mi deschide, X-Breaker o să-mi deschidă pe contul meu și eu pe contul lui. Și asta pentru că X-Breaker îmi e dator cu un jucător bun. Da? Cel mai bun jucător pe care l-ai prins, care a fost anul ăsta, X-Breaker? Cel mai bun jucător pe care mi l-ai prins tu a fost Ronaldo de 99. Băi, deci cel mai bun jucător pe care l-ai prins e contul tău. Da. Așa că mi-ești dator, să zic așa. Trebuie să-mi dai ceva bun. Link în descriere către partea a doua și către canalul lui X-Breaker. Mergeți neapărat și dați un ochi pe clip și apăsați butonașele. Frate, rupeți butonașele. Neapărat să rupeți butonașele. De asemenea, aveți link în descriere. Asta se aude de la mine. S-a abonat cineva. Da, ne aplaudă lumea. S-a abonat cineva. Link în descriere și către clipul la giveaway. Fac un mic giveaway, vreo două jocuri de FIFA. Pentru cine a ratat clipul și pentru cine e interesat, pentru cine vrea să participe. Fraților, ăsta e doar încălzirea. Vă pregătim ceva frumos la FIFA 21. Și nu doar la FIFA 21. Pot să dau din casă, o să facem ceva și la Fall Guys. Dar pentru asta, cu scuzele de goare că mă repet, avem nevoie de susținere voastră, așa că apăsați butonașele. Ok, cam lung intro ăsta, dar așa e moșul. Merge mult. Ok, domn, ia să vedem, de 10 bucăți, da? Bă, eu mă simt pe bulan. Sper totuși să nu-ți dau mai un like în ceva? Dar nu, că ai că n-are cum. Nu, n-are cum? 90 plus. Oh. Ok, bă, hai rated. Uite, pe ăsta-l bagi la un icon. Asta poți să faci. Asta merge, poți da. Să faci. Merge. Iau ce vreau eu. Bine, o să iau tot ce e mai bun. Nu, stai. Iau da, corect. Da, luăm ce e mai bun. Ok, ce e mai bun sau dacă nu o high rated. Ok, o black. Că rău, trebuie să iei cel mai bun ca să câștigi, tata, ai ideea. Păi da, dar pe contul tău ideea că trebuie să iau cel mai slab. Păi nu, no, câștigă tot ăla care deschide cel mai bine. Ah, corect. Cum vrei, sau? Da, corect. Nu, dar oricum ar luăm cel mai bun, ar fi culmea să fie invers. Ok, oblac. E bine, așa, de început e bine. Ai din nou oblac, frate. Din nou oblac. Măi, eu zic să-l iau tot pe oblac și îl bagi la un SBC după aia. Și să-l bag la un SBC imediat. Da, mai degrabă așa și nu-i dau discard, evident. Și mai degrabă așa, adică se iau, nu ai ce să faci, nici cu Brand, nici cu Eduard. E totuși 96. Hai să luăm tot pe oblac. Deci de două ori oblac, 96. Hai că îi mai dă de două ori până terminăm asta. Mă, nu contează, băgăm like în mai facem un challenge cu like-ul ceva. Ok, 2-96, nu e rău. Hai, poate dau ceva jucabil, ceva care să intre în primul 11. Wow! Din nou oblac! Nu cred. Ok, de 3 ori oblac. O să le iau pe Ramos, evident. L-am prins și eu de 2 ori chiar anul ăsta și chiar e bun. Chiar e bun Ramos, da. E top. Chiar am rămas surprins, pentru că eram eu puțin așa cu work rate-ul ăla, dar mie mi se pare mai bun decât Varane. I-am pe ambii și chiar e ok. Ramos și Oblak de două ori. Numai 96, tată. Păi nu e rău, că e prea bine. E bine, prea e bine. La țară. Hai. E bine. Hai să dăm în următorul. Ia să vedem. Lala. Da, e deja. Hai să luăm pe Handanovic pentru că e high rated, mă gândesc, nu? Da, l-am pe Lala acolo, mai bine e pe Handanovic. Da, hai. Handanovic, ok. Avem altă variantă. Da, deși Lala e ok, chiar e bun. Bă, nu e rău, n-arată rău. 3? Nu e rău deloc. Până acum e bine, să vedem, da. Până acum trebuie e bine. Și ceva și mai bun, și mai bun. Și mai bun, și mai highlighted. Ia să vedem. Poc, la 1. Începem cu primul. Oblak încă o dată. Tată. Bă, n-ai cum, frate. De 4 ori Oblak a prins. De 4 ori Oblak. N-a lăsit Oblak până acum. Mă, o să le iau tot pe Oblak? Tot pentru SBC? Sau îl băgăm pe Busquets? O să faci o variantă, dar asta sau pe Busquets, nu știu. Să le iau pe Busquets? Da, hai să luăm pe Busquets. Hai să vedem numai Oblak, da, ok. Că ni-l mai dă pe Oblak, adică nu e problemă. Ne mai dă o dată, nu-i problemă, mă luăm o dată. Ok, așa, bă, frate, mă. Ok, Ramos oricum e bine. Interesant că doar Team of the Season, Insigne. Bun Insigne, da, nu e rău.
Nu erau insigne, nu mai știu cât face, chiar o să vezi. L-am vândut odată la 400 de, nu, la 500 de K, cred că l-am vândut. La 500 de K, da, le prins tradable. Da. L-am și eu Red Pick și chiar mi-a plăcut, să știi. Chiar e, chiar da, nu e rău, nu e rău deloc. Da, 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 insigne e bine. Deci până acum, mă, decent. Ok, bun, suntem la jumătate de drum, nu? De fapt, 6, da, încă 4. Da. Hai, încă 4. Hai, e ceva bun. Între doi spanioli pică. Hai, tati. Din nou Obla. Hai, frate, bă, iar Obla. Cu... Bă, de 5 ori mi-a dat pe Obla, bă. De cred 5 că mai ori. Bine Memphis, nu? Doamne ferește. Mă, mai e o dată da, pe Obla. Da, e și Memphis, da, am uitat. Nu, îl ai pe Memphis, îl luam pe Depay, da, clar. Da, da, luam da, pe Depay. Da. Nu, o luat-o pe Obla. Lasă-l tot pe Obla. Păi, știți care e faza? Faci, faci Aikener, bro. Sau mai faci, mai e o fază. Da. Îl mai bagi odată tot la combinația asta. Eu așa am procedat. Bagi 96 și după aia bagi de 80-81. Corect, 79-80, măcar maximum 82 și mai facem deci, cu combinația. Dacă aia. Ne forțam puțin, prindeam numai Oblak. Să mor dacă nu. Fii atent, avem 3-4, că l-a refuzat aici pe Oblak. Da, 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 l-a refuzat odată la 4, Ramos și la Busquets l-a refuzat pe Oblak. I-am deci, dat de la un jurit. De 5 ori, da. De 5 ori. Și de 2 ori Handanovic sau de 3 ori Handanovic. Ok, bun, hai, încă 3. Nu e nimic, acum, pe final. Smalling sau Smalling. Da, da. 94 da, e 94, mai bine. 94, da, da, da. Bă, nu e rău. N-avem altă variantă. Nu e rău. Și aia, mă, cu Messi, cu Ronaldo, cu ceva acolo. Veniu, ai 6-4, nu arată rău. E final rău, de joc. Rău, dar, na, nu, nu, nu e. Dar asta vreau să zic, mă, da, pe bune. Un Ben Yedder, un Mbappé, ceva acolo, nic. Adevărat un nei-nei. Ok, un nei-nei, a, aur, aur. Încă două, hai. Haide, haide. Nu, no, ok, belea, mă. Okay, hai că ne-a rupă portarea azi. No, jal. Numai portarea a dat. Courtois de la Real Madrid. Un sezon bun al lui Courtois anul ăsta. Anul ăsta, da, anul ăsta a fost decent. Anul ăsta chiar a fost bun, chiar a fost bun. Bă, a luat și Player of the Month, a luat. Deci da, față de sezonul trecut, anul ăsta a fost da, top. Da, 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 chiar a fost top, mai ales după revenire, după pauza asta cu pandemia. Și bă, cred că vine Alisson acum și gata, ne-am rezolvat. Să-mi bag picioarele dacă nu, mă, deci, cel, deci incredibil, nu vine să... Bine, noroc cu Ramos ăsta, dacă scoatem pe Ramos în ecuație, e dezastru total. Ultimul pack, fraților, hai, să fie bine, să nu fie rău. Am pus și... Hai să vedem. Controllerul jos... Oblak din e bun nou. Diego Carlos ăla, dar din nou bă, Oblak, să m-a rămas. E bun Diego Carlos, da, dar din nou, o să-l iau pe Diego Carlos, na, n-am cum frate, na. Prea, nu, o iau pe Diego Carlos care e foarte bun, foarte bun, merge jucat cu Militao, de fapt merge jucat și cu Varane, da, eu am jucat o perioadă cu el, i-a plăcut da. Foarte bun. Ia, mie mi-a plăcut și Varane tare de 86, ca să fiu sincer. Nu e la nivelul da. Lui, nu se ridică la nivelul lui Ramos, dar e acolo aproape, o să-l iau pe Diego corect. Carlos, pentru că cred că e și cel mai scump, deci după... După, posibil, Ramos, da. După Ramos, asta da, e groasă. Acum, bucuros că nu sunt pe contul meu, deci da, da, mă, oricum am dat Cristiano Ronaldo, nu se mai pun asta, nu se mai pun. Corect, da, cum să, îți dai seama. Da, 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 oricum n-aș mamă, deci de 6 ori Oblak, că l-am refuzat, nu? De 6 ori Oblak, da. Dat din 10. Da, wow, da, da. Wow, wow, wow. Deci dacă ne forțam puțin, puteam să luăm doar Oblak, îți dai da. Seama cum era? 10 era cel mai șmecher clip, cea mai șmecheră poză. Da, 10 Oblak. Da. Prins la betul ăsta. Da, fraților. Din păcate, bă, să ajung din fericire, totuși Ramos e bun. Hai, că măcar ne-a scos un Ramos din 10. Da, da, măcar da. Atât. Cam atât pentru clipul ăsta, fraților. Din nou, repete, doar încălzirea, vă pregătim ceva frumos la FA 21 și nu doar FA 21, dar pentru asta avem nevoie de susținerea voastră, așa că rupeți butonașele. Domi, două, trei cuvinte la final. Mersi mult de invitație. Știu că a fost inițiativa ta să facem asta. Tu ai zis, hai să facem, hai trage acolo, fă pachete, fă alea, hai să facem. Așa de final ceva frumos. Din păcate mă rupe pe Oblak. Și băieții să ne susțină și vor avea parte de episoade super, super incendiare. Aia zic, pe respect. Salut!